Accident rutier în centrul municipiului Târgu Jiu, două autoturisme s-au izbit violent după ce unul dintre șoferi nu a acordat prioritate de trecere în sensul giratoriu. Șoferii au sunat la 112, iar la fața locului s-au deplasat mai multe autospeciale de poliție, dar și echipaje de la ambulanță. În urma cercetărilor, polițiștii au soluționat incidentul ca tamponare, niciunul dintre șoferi sau pasageri ne fiind rănit.